siguranță v-ați obișnuit să-l vedeți pe Victor Hănescu pe terenurile de tenis. Ei bine, astăzi vrem să vi-l arătăm într-un studio de televiziune, în fața camerelor de luat vedere. Unde te simți mai bine, pe terenul de tenis sau în fața camerelor? Cred că pe teren e mai ușor, dar seamănă feeling-ul. Este aceeași senzație, puțină emoții, trebuie să fii concentrat, trebuie să spui ce trebuie spus și să-ți faci treaba, să iasă bine. Îți place? Te atrage zona asta? Îmi place, da. Cred că m-aș regăsi în domeniul ăsta, pentru că am fost obișnuit să văd camerele de la vedere și încă de mic, de când jucam, și cred că face parte din viața mea să fiu în fața camerei de la vedere. E important pentru un sportiv să știe unde să se afișeze și ce proiecte să susțină și unde să vorbească. Știi la ce mă refer? Este important pentru imaginea unui sportiv, zic eu, să-și aleagă locurile unde merge, cu cine merge, în ce anturaj este, la ce emisiuni se duce, știu eu, la ce reviste dă interviuri, și pentru că toate astea creează imaginea sportivului și în final, eu zic, arată cine ești cu adevărat. Bun găsit, prieteni ai tenisului! 2013 se apropie de sfârșit, mai avem câteva meciuri de la Londra. Astăzi l-avem printre noi ca invitat, ca să mai vorbim despre tenis și nu numai, pe Victor Hănescu. Bine ai venit, Victor! Bine v-am găsit, bună ziua! Alături de Victor este colegul Radu Abramescu. Salut. Cum a fost 2013, Victor? Eu zic că a fost un an bun pentru mine. Poate nu cel mai bun din carieră, dar un an bun în care am jucat la cel mai înalt nivel, am jucat numai turnee ATP, 250, 500, 1000, am jucat toate Grand Slam-urile pe tablou principal și eu zic că a fost un an plin. Este adevărat că și bineînțeles am terminat anul pe locul 80 în lume. Mi-aș fi dorit mai multe rezultate mai bune sau sunt convins că era loc de mai bine, dar sunt convins că trebuie să am răbdare. Acum 2-3 ani am început un proces de schimbare personal, zic eu. Mi-am dat seama de niște lucruri despre mine care m-au făcut să-mi doresc mai mult de la propria persoană și bineînțeles că trebuie să am răbdare. Am luat-o treptat, am jucat turnee mai mici, turnee challenger. Am arătat că pot să revin, să intru din nou în top 100. Și anul ăsta, practic, cu aceste noi cunoștințe care le-am acumulat, cu aceste cunoștințe despre mine, am făcut un an bun și asta îmi dă încredere că ăsta este un nou început și că la anul pot mai mult. Ce au însemnat, Victor, turnele astea challenger pentru revenirea ta? Pentru că știu, am vorbit cu domnul Dumitru Hrădău și mi-a zis că ți-au prins foarte bine. Poți să întâlnești jucători vazi necunoscuți, nu știi cum joacă, ce reacții au, ce puncte forte au, ce puncte slabe. Ce înseamnă în procesul ăsta de revenire, practic, spre... Sunt, în primul rând, când nu mai ai clasament să joci la turneele mari, este inevitabil că trebuie să încep cu turnee mai mici. Eu ajunsesem pe locul 160 în lume, deci aveam acces la aceste turnee challenger și prin prisma numelui arată și că este un challenge. Adică sunt turnee grele, turnee care, condiții grele, te duci, joci în știu eu, cluburi sau locații unde terenul nu este perfect, nu este ca la Roland Garros, organizarea nu este atât de bună, întâlnești jucători, este un nivel la care întâlnești și jucători tineri, jucători care niciodată n-au reușit să ajungă în top 100, jucători din top 100 care, știu, au fost accidentați. Deci este un nivel unde găsești toate stilurile și toate
tot felul de jucători dificili și este foarte greu, bineînțeles, să treci de ele. Și eu zic că într-un timp scurt am reușit să câștig 3-4 turnee la rând, să joc câteva finale și am urcat din nou în top 100. Avem imagini de la Sibiu. Cum a fost? Anul trecut puteai să joci, puteai să nu joci la Sibiu. Cum a fost experiența de la Sibiu de anul trecut? A fost o experiență bună și mi-a plăcut să... Nu mai jucasem de mult în România, mi-a plăcut să joc. Am jucat și la Timișoara, unde am și câștigat, am jucat Sibiu, Brașov. Mi-a plăcut să joc acasă, să joc în provincie, lumea a venit la meciuri, am fost apreciat, m-am simțit bine și lucrul ăsta mi-a dat încredere. Și într-un fel sau altul am văzut că publicul din România a evoluat, înțelege tenisul mai bine, vine la tenis și ăsta este un lucru bun, un lucru frumos. La astfel de turnee e vreo presiune suplimentară pentru că sunt cei tineri care poate să prindă o zi bună și te vânează? Vorbeam de mingi care nu sar, am avut acum în imagine o minge care a sărit practic și Victor a fost surprins, apropo de terenuri. Anul acesta terenurile la Sibiu au arătat și bine. Cred că a fost mai bun. Da. E o bază foarte frumoasă acolo. Da, este, cum am mai spus, este un nivel pe care cred că mai mult mental trebuie să-l depășești și chiar am învățat lucrul ăsta, că mai mult trebuie să treci peste acești factori externi, care sunt condițiile de joc, adversarii care nu-i cunoști, adversari mai tineri care vin, joacă fără nicio presiune, și este important să treci de acest nivel, că este greu și mai departe lucrurile arată mult mai bine. Intri la turneele mari, condiții bune, premii mai mari, joci cu cei mai buni jucători din lume, joci pe arenele mari, deci este alt nivel. Ai împlinit 32 de ani, ai o experiență colosală, ai fost, e undeva pe unde n-ai fost? Am fost în aproape toate turneele care sunt în circuitul ATP, am trecut măcar o dată pe acolo. Ai simțit, te-ai antrenat în diferite locuri și te-ai antrenat foarte mult și la București. Este o diferență semnificativă între mediul de antrenament de la noi și alte medii? Singura mea experiență cu mediul extern din alte țări a fost practic anul acesta, când am stat mai mult în Franța la Academia lui Patrick Moratoglu. Mi-a plăcut, am întâlnit profesioniști și asta pentru un sportiv este cel mai important lucru, să știi că mergi la pregătirea fizică și vezi lucruri noi, vezi lucruri bune, lucruri care te ajută și îți dai seama că nu le-ai făcut și că poate în România nu sunt la același nivel și într-un fel cred că este normal că suntem cu mulți ani în urmă și numai la tenis, cred că în multe domenii. Deci am văzut lucruri noi, am văzut ce înseamnă un preparator fizic care să știe meserie, am văzut ce înseamnă un cadru organizat, am văzut ce înseamnă o dispoziție bună, o energie bună, care pentru un sportiv este esențial. Era și Serena. Da, și Serena Williams s-a antrenat o perioadă acolo, am fost și într-un cantonament de 2 săptămâni cu ea și cu ceilalți jucători, a fost un mediu plăcut. Ce zici, o bate Simona la anul pe Serena? Are șanse, mai ales după perioada asta și forma care a arătat-o, rezultatele extraordinare care le-a făcut în acest an, asta îi dau șanse și cred că singură și-a arătat că poate și că merită să fie acolo. Serena e numărul 1, e topul feminin la ora actuală și nu este ușor de trecut acest hop, cred că mai mult poate și mental este un hop greu, dar sunt sigur că Simona a arătat deja victorii la jucătoare puternice, turnee, titluri, deci este într-o perioadă excelentă. Tot despre 2013, cum ți s-au părut rezultatele românilor și dacă există cumva vreo explicație că fetele au reușit să ia puțin fața băieților?
În general, la noi fetele au stat mult mai bine. Adică, acum un an sau doi erau 7 jucătoare românce în top 100. Păi, așa este. Veneau, englezii veneau la noi în țară să vadă, domne, ce fac românii ăștia de, au atâtea fete și englezii cu milioane și cu investiții. Și fac românii ceva sau pur și simplu se întâmplă, ies niște talente, avem noroc, avem șansă sau există un plan, un program de pregătire, o gândire constructivă? Românii fac ceva, că de asta sunt și rezultatele. Acum nu știu cât de organizat e sau cât de profesionistă este treaba, dar ceva fac. E adevărat că și jucătorii sunt talentați, au calități și asta compensează mult. De ce te întreb? L-am auzit pe Ilie Năstase spunând foarte tranșant cum este stilul său. Da. Aveți răbdare, o să vină și rândul băieților. E o perioadă în care fetele sunt sus, vor fi, e foarte bine că e așa, dar o să vină și rândul băieților. O să vină, știu eu, dar nu prea văd cum și nu prea văd de unde, că nu sunt atât de mulți. Nu avem la momentul ăsta 20 de juniori sau știu eu, 5-6 băieți în top 100 care să-și, domne, poată să facă pasul către top 10. Suntem 2 jucători în top 100, eu și Adrian Ungur, Marius Copil, care este mai tânăr și este la bariera de, știu, de a trece înspre top 100. Deci nu sunt atât de multe variante și de-a lungul anilor am văzut că tenisul masculin în România a fost slab dezvoltat. Ne uităm, a fost Pavel, a fost Voinea, Pescariu, vorbesc de top 100. Da, câte știi? Un vârf dintr-o generație. Da, și nu este ușor. Nu este ușor să, ca și sportiv. Pentru mine Simona este un exemplu și, sincer, performanțele ei mă motivează pe mine și îmi dau încredere. Dom'le, fata asta a fost top 50, vine din România și eu am fost top 50. Înseamnă că pot să fac și eu pasul ăsta la top 10, top 20. Este posibil, nu? Apropo de modul în care te motivezi la 32 de ani, pentru că Simona are altă vârstă. Da. Ce te face să mergi mai departe? Chiar mă gândeam... Ce-ți ține scânteia asta în viață? Chiar mă gândeam zilele trecute și făceam așa o analiză. Mi-am dorit să fiu top 100, am fost top 100. Mi-am dorit să fiu top 20, am ajuns pe 26. Am câștigat și bani, am jucat și în Cupa Davis. Am jucat pe cele mai mari arene din lume. Zic eu că au fost lucruri bune, dar... am trăit așa mereu, toți anii ăștia, cu senzația că... În România n-am fost, nu știu, n-am fost apreciat sau n-am fost foarte iubit de public și făcând o analiză mi-am dat seama că a fost și, nu neapărat vina mea, am fost poate eu altfel, nu am transmis ce trebuia să transmit. Era introvertit? Da, eram introvertit, eram, mă rog, asta poate vine și din educație, din familie, din antrenorul pe care l-am avut. Am simțit că nu am fost eu, Victor Hănescu, cel autentic. Care îl văd acum și care simt că sunt diferit acum. Cum am mai spus, am făcut niște schimbări acum 2-3 ani și am lucrat mult pe partea asta de a mă descoperi, de a mă cunoaște mai bine și simt că aș vrea să cuceresc din nou publicul din România, să joc mai mult pentru oameni, să joc în Cupa Davis mai mult, să mă bucur, practic, să joc la maximul meu, indiferent de rezultate. Și sunt convins că atunci când poți să faci lucrurile astea, vin și rezultatele. Și în final, că o să fiu locul 20-15, nu cred că înseamnă atât de mult la finalul unei cariere. Apropo de Cupa Davis, îți mai aduce aminte meciul de la Sibiu? Sibiu, când... Sibiu cu Mârnii? Brașov. Brașov. Brașov a fost atunci. Da, da, da. 2000... Cum a fost? Publicul atunci l-ai simțit cu tine? A fost, da. Eram și eu, și în cariera mea au fost niște momente, au fost până la 25 de ani, am simțit că am jucat din acest avânt tineresc, eram în ascensiune, eram ceva nou pentru tenisul din România și bineînțeles că am fost privit într-un fel destul de bun și am avut rezultate. Meciul din Cupa Davis cu Brașov a fost un moment important care o să rămână în memoria mea, cred că toată viața. Și am jucat alături de Andrei Pavel cu Belarusul, am câștigat ultimul punct, jucam la Brașov.
sala arhi plină, deci au fost niște senzații și un moment de maturitate pentru mine a fost de vis. Pe urmă, cu cât înaintezi, cu cât te maturizezi, lucrurile încep să se schimbe puțin în, zic eu, în viața unui sportiv. Mintea, care practic este cel mai mare inamic al nostru, începe să-și arate colții și încep să apară gânduri, încep să nu mai ai acea liniște care o ai ca și tânăr la 20 de ani. Încep să faci scenarii, întrebări, lucruri care nu te mai lasă practic să joci tenisul tău maxim. Și nu am știut aceste lucruri, nu, normal, nu m-a învățat nimeni. Acum 10 ani în România era mult mai jos decât suntem acum, ca și dezvoltare, ca și orice. Și nu degeaba toți jucătorii acum au psihologi, au oameni care îi învață, și asta nu înseamnă că au probleme cu capul, cum se înțelege în România, că poate atunci când eu am început 3 ani, foarte mulți oameni au râs și se întrebau, domne, dar ăsta are ceva, are probleme. Nu erau probleme, dar erau lucruri care aveam nevoie de răspunsuri, sau erau lucruri care nu le știam pur și simplu. Pentru că te aud foarte frecvent vorbind despre latura aceasta mentală și de dezvoltare, și mi-aduc aminte de ce spunea Djokovic la sfârșitul anului 2011, dacă ți-aduci și tu aminte, după acel an fantastic, spunea așa: pentru mine cel mai important lucru acum în extra sezon este să devin o persoană mai bună. Pentru că dacă devin o persoană mai armonioasă, jocul vine de la sine. Ce importanță, cu experiența pe care o ai și ultimile descoperiri, ce importanță are până la urmă mentalul? Cum se vorbește? Se vorbește mult în România acum de mental, dar sunt lucruri care nu sunt înțelese foarte bine și uneori câteodată prefer să nici nu vorbesc foarte mult, pentru că sunt oameni care nu înțeleg și le văd în... Interpretează greșit, da. Este în primul rând vorba de dezvoltarea personală, și la asta mă refer. Cum ești în viața de zi cu zi, așa e și pe teren. Dacă în afara terenului ești un caracter puternic, iei decizii, ai o personalitate puternică, așa e și pe teren, unde pe teren trebuie să iei decizii în secunde, mai puțin de o fracțiune secundă, de secunde, da. Deci asta ar fi primul pas ca și individ, să fii o persoană puternică, să ai un caracter puternic, și asta se formează. Dacă ai norocul să vii dintr-o familie puternică care să-ți dea acest avânt, această încredere, acest bagaj, atunci lucrurile sunt mai simple. Dacă nu, atunci pe parcurs te lovești de anumite obstacole și e normal că am trăit în comunism, nici părinții mei nu au știut foarte multe, poate nici părinții tăi nu au știut, și de asta acum toată lumea încearcă să devină mai bună, mai puternică, și asta este primul lucru. Și apoi sunt lucruri care se învață normal aplicate la teren, cum să fii între puncte, cum să gândești, cum să abordezi o mentalitate pozitivă. Mulți vorbesc să fii pozitiv, dar nimeni nu știe cât de greu este ca într-un moment greu să fii pozitiv. Așa e ușor să spun, uite, de mâine să fii pozitiv. Și ce înseamnă să fii pozitiv? Sau cum dintr-un moment greu să vezi un lucru pozitiv și să mergi mai departe? În tenis te lovești de înfrângeri în fiecare săptămână. Ca și tânăr, cum depășești aceste momente care zici, domne, am pierdut, ești în semifinală, dar am pierdut. Ca și mental Da, e sport individual, e total diferit de ce exact se întâmplă la echipă. L-am văzut jucând calificări pe Stahovski aici la Romanian Open, la BCR Năstase Țiriac BRD Năstase Țiriac Trophy, după care l-am văzut pe Stahovski bătându-l pe Federer la Wimbledon. Exact. Și o să-l mai vezi pe Stahovski pe 31 ianuarie și probabil că și Victor o să-l că vrem să mutăm discuția către România-Ucraina la Cupa Davis. Da. Stahovski, un jucător clar talentat, se știe că a fost sus, s-a coborât și iată ce surprize poate face de la, nu știu, diferență de câteva luni. Câteva luni, da. Între aprilie și Wimbledon. Și trebuie văzut, acum nivelul la tenis este foarte sus. Chiar vorbeam și cu colegi, cu antrenori. În ziua de astăzi, tot ce înseamnă top 300 înseamnă tenis de calitate. Deci oricine poate să joace. Vine Stahovski de pe locul, nu știu cât era, 116, îl bate pe Federer la Wimbledon.
Sau mergi la un challenger, ești locul 100 și joci cu locul 200 și te bate. Și lumea nu înțelege. Spune, cum domne, păi tu ești 100, pierzi la 200. Păi, astea nu mai au nicio legătură în ziua de azi. Acum, e adevărat, acum vreo 10 ani, dacă eu eram locul 80 și jucam cu cineva locul 120, știam, domne, e o chestiune de câte game o să-mi ia. Dar s-au schimbat foarte mult lucrurile și nu se mai ține cont. Toată lumea e pregătită fizic. Toată lumea e pregătit mental, antrenor bun, totul se dezvoltă și este normal să fie din ce în ce mai greu. Din ce în ce mai mulți acum. Și competiție mai mare. Din ce în ce mai mulți jucători încep să discute, deci nu mai e acea reținere cu pregătirea mentală. Berdych menționează un mental coach, Murray menționează de asemenea. Da. Cel cu care lucrezi tu mi se pare că a lucrat și cu Roddick, nu? E un olandez. Este un olandez, da, am avut o legătură, am lucrat pe o perioadă de aproape 3 ani și încă mai ținem legătura. Soția lui Dave a lucrat în America, a lucrat pentru USTA, pentru federația lor și ea a fost persoana care a dus psihologia și mental training-ul la faza de teren. Adică în ziua de azi și în afară nu se mai merge, vorbesc în sport, nu se mai merge, hai să mergem la psiholog sau mental training, să mergem la birou și să discutăm, nu știu, să-i spun povestea vieții mele. Totul se întâmplă pe teren, totul se întâmplă la turneu. Psihologul sau omul care ești trebuie să vadă cum te comporți la turneu. Cum reacționezi după minge pierdută. Exact, în situațiile grele, unde îți faci tu meseria. Cum reacționezi după o minge, după un meci pierdut, lucruri care dacă te duci la birou n-ai cum să le simți, să le vezi. Și practic ea a adus această trecere de la birou pe teren și bineînțeles că a lucrat în America cu generația mea, care a fost Roddick, Mark DeFish și a mai lucrat și cu Thomas Muster. Deci sunt oameni care oameni buni și de specialitate. Îl avem în imagine pe Roddick acum, nu? Care s-a retras destul de devreme. Sunt foarte mulți, nu? Sunt foarte mulți jucători acum care se retrag mai târziu. Da. Și joacă chiar tenis de bună calitate. Pentru 2014, de exemplu, ce ți-ar plăcea? Mi-ar plăcea să joc cel mai mult tenis al meu, care simt că de câțiva ani încoace îl caut. Am avut momente bune, am avut momente când simțeam că practic toate lucrurile astea, pregătirea și o tehnică, fizică, mentală, nu s-au îmbinat toate în același unitor comun și simt că mă apropii. Deja anul ăsta am văzut niște meciuri bune, chiar dacă nu le-am câștigat și din afară poate se vede, domne, a pierdut de 5 ori la rând sau... Dar lumea nu știe, nu cunoaște foarte bine sau nu mă cunoaște și mi-am dat seama că au fost momente bune, momente de schimbare în care m-am simțit altfel, am avut meciuri strânse și puțină neșansă, e adevărat, dar sunt convins că pe acest fond de schimbare, de ascensiune, de pregătire constantă, de răbdare, sunt convins că pot mai mult de atât și îmi doresc să am un 2014 mult mai bun decât 2013. Am vorbit de mental. Spune-mi, te rog, la 32 de ani, cum te simți din punct de vedere fizic? Pentru că ai avut probleme, ai trecut prin niște accidentări, ai revenit și ai jucat foarte bine după da. Anul 2009. Spune-mi cum te simți acum fizic. Și ce vezi la adversari? La modul cum se deplasează în teren? La cum răspund după un schimb lung de mingi? Tu cum te simți? Eu fizic mă simt bine și... Asta chiar îmi dă încredere, pentru că la vârsta asta am cunosc bine corpul, știu exact cât de solicitat am fost până acum. Am fost în Franța, am vorbit și cu specialiștii de acolo și au dat și o părere și mi-au dat semnale bune. Mi-au spus că nu am un corpul meu, chiar dacă am 32 de ani, arată mult, mult mai bine și mult mai tânăr decât vârsta mea asta, pentru că nici nu am fost forțat, nu am lucrat foarte mult în România pe fizic și asta îmi dă încredere și mi-au spus și ei că practic mai este loc să încarc, mai este loc să fac pregătire fizică bună și încă câțiva ani să joc la nivel maxim și mă simt bine, am lucrat mult la pregătirea fizică, îmi doresc ca acest final de an iarăși să prind 3-4 săptămâni în care să fac o pregătire fizică bună care să mă țină la anul.
Și după cum vedem, sunt jucători în top 100, top 20. Tommy Haas, 36 de ani, câștigă turnee, câștigă meciuri grele de 5 seturi. Deci se poate. Este Stepanek, joacă în finala Cupei Davis, sau a câștigat Cupa Davis, 34 de ani, 35. Și Stepanek și Tommy Haas încă dau lecții de tenis, da, mai tinerilor adversari, și e o încântare să-i privești. Așa este. Sunt, să le privești jocul. Așa este. Și asta arată că, și părerea mea este că un sportiv la 30 de ani este la maturitate fizică totală. Adică eu sunt convins că până acum cine se lăsa, se lăsa nu că nu mai ducea fizic. Ok, sunt și sportivi care poate se accidentau sau aveau dureri, sau, dar eu cred că mental nu mai puteau să ducă această luptă, acest travaliu de a călători, de a-ți manageria gândurile, de a avea o minte limpede. Și de a dori să câștigi săptămânal, practic. Da, exact. Trebuie să exact. Câștigi săptămânal, pentru că câștigi azi, joci marți, trebuie să bați din nou și să tot vrei să bați. Stai, bă, de ce să-l bat și joi pe ăsta? Da. L-am bătut săptămâna trecută, dar te întâlnești cu el din nou și trebuie să-ți dorești să-l bați din nou. Da. Probabil că asta e cea mai mare bătălie la tenis. Este, da, este normal. Sunt foarte multe turnee, foarte, foarte multe meciuri. Mie anul ăsta mi s-a părut că tu te-am văzut jucând cu mai multă bucurie decât anul trecut, acum 2 ani. Bucuria asta, satisfacția de a fi pe teren, contează la 25 de ani, la 30 de ani, la 36 de ani? Contează, și ăsta cred că este secretul în viață, în orice meserie, în orice sport. Și dar trebuie să-l înveți, trebuie să-l, sau să te lovești, să simți lucrurile astea. Ca și tânăr, la un moment dat nu mai știi ce să crezi sau ce să, la ce să te gândești. Ajungi în elita asta a tenisului mondial, încep să câștigi bani, încep să crezi că banii sunt cel mai important lucru, că banii o să te facă mai fericit, sau că, știu, dacă îți cumperi nu știu ce apartamente, case, o să fii mai așa, dar de fapt este o chestie falsă și îți dai seama cu timpul, sau dacă ai oameni care sunt în drume, că lucrurile mai importante sunt astea de care vorbim, să te bucuri în fiecare, în fiecare zi că mergi la antrenament, să faci din plăcere, să nu faci pentru bani, și sunt lucruri care le înveți. Apropo de bani, ne aducem aminte de mica ta neîmplinire cu acuzele pe care le-ai primit cu Cupa Davis, și eu am văzut și imaginile programului pe care l-ai inițiat și mi s-a părut ceva foarte drăguț. Vrei să vorbești puțin despre programul? Da, sigur că vreau să vorbesc despre acest program, și îmi aduc aminte că au fost persoane care m-au acuzat că joc pentru bani în Cupa Davis, sau că vin la Cupa Davis numai dacă sunt bani, și am vrut să arăt adevărul, că nu este așa. Am vrut să, banii care am câștigat la ultimul meci, i-am donat și am donat în această campanie care se numește Orice Campionare, un început, campanie începută în acest an. Au fost primii bani băgați către tineri, bani personali. Și cred că este o campanie care a prins foarte bine, pentru că am văzut cum au fost copiii, s-au simțit bine, am reușit să le dau premii. Din păcate nu am putut nu am apucat să adun foarte mult sponsori, și văd că lucrurile se mișcă greu în România, adică parteneri, și neapărat nu mă refer la bani, mă refer la, știu eu, sponsorizări, materiale sportive, mă refer la, știu eu, măcar cineva care să aducă apă, dulciuri pentru copii, și lucrurile merg greu, dar sunt convins că lumea va fi receptivă la acest mesaj al meu, pentru că trebuie făcut mult mai mult pentru juniori și pentru tineri. Prin această campanie aș vrea să le dau copiilor șansa de a avea niște materiale sportive bune, de a avea șansa de a juca cu mine, de a-i aduce la tenis. Pentru că numai așa cred că putem să ne dezvoltăm ca și națiune în acest sport, și în afară, în străinătate, lucrurile astea de caritate sunt ceva normal. Adică să dai înapoi societății din experiență, din ce ai strâns, și să-i aduci pe copii la sport. Și cred că va avea succes. Suntem încă la început cu aceste campanii, nu e vorba numai de ceea ce faci tu, Victor. Apropo de
de revenirea ta jucând acele challenge-uri, vreau să fac o paralelă. Cred că am citit autostrăi cartea lui Andrei Agassi și vorbea despre faptul că avea nevoie de să revină, să vadă cât de dur este să joci jos. Da. Este în continuare pentru acești copii de care vorbești tenisul un sport scump? Bineînțeles că este. E greu să ajungi jucător de tenis dacă nu ai bani de acasă? Foarte greu. Pentru că îmi spunea și Andrei Pavel și Gabriel Trifu că nu e numai în România scump. Este peste tot scump și greu. Așa este. Și în străinătate este scump și greu, dar sunt sisteme care sprijină practic jucătorii mai buni sau federația urmărește cine are puțin talent, îl ia, îl bagă într-un grup, sunt niște bani, sunt antrenori, se canalizează energie către un, către un scop de a ajuta, de a crea, de... La noi lucrurile au mers mai greu și nu știu dacă este normal sau nu, dar asta este România și nu s-au făcut foarte multe lucruri. Din acest motiv mi-a și venit această idee și aș vrea să creez aceste campanii. Mi-ar plăcea să am o academie de tenis la final de carieră care să ajute tenisul românesc, să vin cu experiența mea, cu... Am făcut această paralelă pentru că, evident, în momentul în care Victor Hanescu, extrapolându-ne, joacă la un turneu mai slab cotat, acolo întâlnești tineri care de-abia așteaptă să joace contra unui Victor Hanescu. Normal. Și este o șansă a lor. Le dă cineva șansa asta? Avem, nu știu... Sunt, noua conducere a federației vede altfel tenisul de acum înainte? Că au fost și în ultimii ani și acum sunt invitații care se dau la cei mai buni juniori ai noștri care să joace în astfel de turnee, Challenger sau Futures, unde au șansa să crească, să întâlnească jucători mai buni și să se ridice, dar nu cred că este de ajuns, adică ar trebui motoarele forțate mai mult și... De asta spun, eu am băgat câteva mii de euro să cumpăr echipament și asta. Gândiți-vă dacă aș avea mai mulți sponsori sau mai mulți oameni care ar veni la acest eveniment. Gândiți-vă câți copii aș putea să fac fericiți. Nu câteva sute, câteva mii. Și nu mai în București, în toată țara. Eu imaginez ceva în plus. Tu ai băgat câțiva mii de euro, poate cineva mai bagă câțiva mii de euro. Însă ai băgat un pic de suflet și pentru copiii ăia ca să poate să stea lângă tine, dacă ar veni pe urmă și Simona, care sunt convins că atunci când o să aibă ocazia, o să vină. Dacă se creează ambianța, într-adevăr, fără bani, nu? E greu, dar și fără. Tu spuneai că Simona pe tine te motivează. Dar îți mai aduce aminte când tu aveai antrenament de la 5 și Simona venea de la 4 ca să stea o oră și să uite la antrenamentul tău? Da, Simona este o fată muncitoare, o fată care și a pornit de jos, a trecut prin toate etapele și a dorit mult lucrul ăsta. O vedea mereu antrenându-se, ea a lucrat și cu antrenorul meu o perioadă și chiar ne întâlneam la antrenamente zilnic și am văzut-o că se dăruia cu totul și lucrurile astea duc la performanță. Când faci ceva cu plăcere, când ai... ambiții, când îți dorești, rezultatele vin. Da, și au fost 7 la un moment dat în prima sută, acum sunt 4, pot fi 5, n-are importanță, dar sunt deja, reprezintă un grup. Un grup, da. E mai ușor în grup, nu? Normal, se ajută, deci acest rezultat al Simonei, dacă este pentru mine un motivator sau un moment în care să mă inspir. Eu cred că și pentru celelalte fete și pentru ceilalți sportivi din România ar trebui să fie un exemplu și să te încurajeze, să îți arată că se poate, îți arată că suntem buni, îți arată că orice este posibil și este de apreciat. Trecem puțin și pe la Londra? Sigur. M-am uitat așa, Victor, nu ți-a scăpat niciun, ai cel puțin 3 meciuri cu fiecare dintre cei 8 care sunt prezenți la Londra. O să avem plăcerea să urmărim meciul lui Ferrer cu Wawrinka. Ai jucat de 3 ori cu Ferrer,
care și el este unul de peste 30, cu un an mai mic ca tine. Da. Cum l-ai simțit anul acesta pe Ferrer? Am jucat cu el la Estoril, am jucat pe zgură. A fost un meci bun, trebuie să recunosc că unul dintre meciurile foarte bune ale mele în acest an și chiar am fost foarte aproape de victorie. Am condus în ambele seturi, mi-a scăpat meciul din mână, dar am fost acolo și Ferrer este un jucător foarte constant, foarte solid, nu este un jucător cu o imaginație foarte mare, nu este un jucător foarte talentat sau... Deci nu are niște sclipiri, dar nu scade sub un nivel. Nu scade deloc acest nivel foarte bun, acest joc de uzur, acest joc de a alerga foarte mult în spatele liniei de fund, nu greșește ușor, deci este un jucător foarte, foarte compact și lucrul ăsta se și vede în prisma rezultatelor și a locului unde este. A câștigat anul trecut la Paris, anul acesta avem acum imagini de la finala pe care am putut-o urmări la Digi Sport, finala pe care, din păcate pentru David, care mie îmi place foarte mult, da, a pierdut în fața lui Djokovic, însă a făcut două meciuri senzaționale, cu Berdych în sferturi și cu Nadal, fiind extrem de agresiv. Da, nu am văzut aceste meciuri, am văzut doar imagini de la meciul lui cu Nadal și din câte știam nu câștigase în ultimii ani niciun meci în fața lui Nadal. De fiecare dată când juca, pierdea în două seturi. Și l-a bătut acum pe hard în condițiile în care Nadal, da, știm foarte bine, a avut un sezon de hard excepțional. Așa este și am văzut că ceva s-a schimbat la tactica lui de joc, mult mai agresiv, așa cum ai spus și tu, venea la fileu. Adică exact, a adus un plus acestui joc solid care l-avea și s-au văzut rezultatele. Și am impresia că așa de mult a tras la Paris că nu mai are benzină pentru meciurile. Da, a pierdut primele două partide cu Nadal și cu Berdych aici, la turneul campionilor, după ce i-a învins la Paris. Grupa A, Rafael Nadal, Tomáš Berdych, Wawrinka și David Ferrer. Veți comenta împreună David Ferrer, Stanislas Wawrinka, da, de la ora 4. Wawrinka, favoritul lui Silviu. Mi-ar fi plăcut anul acesta să-l văd pe Wawrinka. Nu știu, mi se pare că și el a făcut un salt. A făcut, da. Ai jucat cu el în 2011 la Buenos Aires, ultima dată. E 3-2 la Wawrinka, da, în meciurile cu tine. Ai câștigat primul set și a fost 7-6 în tiebreak, cum discutam. Da. Cum ți se pare Wawrinka? Wawrinka îl știu de la, cred că avea 17 ani când am jucat prima oară cu el aici la București, la Cupa Davis, România-Elveția. A fost la polivalentă. Da, la polivalentă, da. Când a venit și Federer. Și ți-a luat set. Ți-a luat set și l-am bătut greu și eu atunci eram, mi se pare că eram top 100, 80-70, ceva de genul ăsta. Iar el... nu știu dacă, era pe la 200. Părea chiar rușinos. Da, timid, la început rușinos. Așa, timid, am luat primul set ușor, dar pe urmă lucrurile s-au complicat și după acel meci am zis, domne, ăsta o să fie jucător bun. Și a reușit, are calități, are talentat, are un rever de excepție. Fizic stă asta vreau bine. Să întreb, sunt o grămadă de controverse, da, în jurul acestei lovituri de backhand, pro și contra, două mâini sau o mână. Se spune că reverul cu o mână este dintr-o epocă trecută, backhandul cu două mâini este al viitorului, da, și al prezentului. Cum este? Cam așa se pare că este, cum zici tu, dar e clar că reverul cu o mână este mult mai elegant, mai spectaculos, mai frumos, mai, eu zic că este și mai greu de executat. Îți trebuie o tehnică bună și cred că Wawrinka are, după părerea mea, că sunt și... Poți fi subiectiv. Da, și aici sunt... mie îmi place reverul lui Wawrinka. Alții zic că... Gasquet ar fi. Dar ca tehnică, și mie îmi place mai mult al lui Wawrinka. Ca tehnică, eu zic că este un rever mai bun al lui Wawrinka și îmi place mai mult. Un rever mai puternic, un rever mai plat. Practic, poate să facă puncte directe cu această lovitură și cu două mâini, reverul cu două mâini din ce în ce mai popular și
văd că majoritatea copiilor așa învață, văd că toți tinerii care ajung în top 100 dau cu două mâini. Mult mai solid, mai ușor, te ajută mai mult la retur, să știu să returnezi. În momentul în care vin mingi înalte către sau mici puternice cu peste 200 de kilometri, ai două mâini, blochezi mult mai ușor. Dar asta este, fiecare alege ce. Până la ce urmă, vrea. Din cei 8 sunt 3 care dau cu o mână. Să-l includem, să-l includem puțin și pe Federer, că și el este... Mi-am adus aminte de Bahrami. Când venea el și juca cu Ilie Năstase, îi spunea, bunicule, da. Să-ți spunem și noi, tăticule. Ei, mai e puțin și îmi spuneți, că aștept un băiețel acum la începutul de decembrie. Felicitări! Mulțumesc, primul copil, și de asta sunt și acasă. E normal să fiu acasă perioada asta, să o ajut și pe soție, să fiu alături de ea la acest eveniment, și va fi clar o schimbare în viața mea. Sper să fie o schimbare în bine. Știu că va fi greu, vor fi momente dificile, dar sunt convins că voi avea puterea să manageriez această situație și acest lucru nou care este pentru mine. Și sunt, într-un fel, aștept să văd cum este feeling-ul, senzația și bucuria. O să fie băiețel. Băiețel, da. O să joace tenis. Era următoarea întrebare. Nu știu ce să fac. Ce să aleagă, să fie sănătos. Știu că la un moment dat ai ales și tu. Ai 1,98 m, erai probabil înalt de mic. Că te-ai dus inițial spre basket. Adevărat? Da, așa a fost, este adevărat, prima Unde? Intenție. La Clubul Sportiv Școlar 2 București. Și mi-au spus că sunt ce înalt. 6 ani. Foarte. Și mi-au zis că la... Așa e, că tu te pricepi cu basket. Da. Mă mai pricep, da, și cu basket. Și eu, Victor, m-am dus, eram micuț, m-am dus la basket, că și eu eram cam înăltuți. Uh-huh. Am ajuns, nu era antrenorul de la basket, am ajuns la șah, unde jucam fotbal. Și pe urmă m-am dus la tenis. Da. Am ajuns la șah, unde jucam fotbal, da. N-ai rămas la fotbal? N-am rămas la fotbal, nu. Nu. Aveam alte discuții acum, dacă rămâneai la fotbal. Asta e. Cupa Davis, cum o să fie 2014 pentru... Vreau să-l întreb cum e Andrei Pavel la Cupa Davis. Cum e Andrei Pavel la Cupa Davis, da, ok. Cum îl vedeți? Cum e lângă voi? Cum e cu totul? Mie îmi place și cred că omul a făcut performanță, a jucat în Cupa Davis ația, are experiența, a câștigat turnee, a fost în top, deci este un om cu experiență, ca și tenis. Uneori simt că poate în afara terenului mai are scăpări, sau poate n-a luat cele mai bune decizii mereu, sau poate n-a știut să comunice foarte bine cu presa în anumite momente, dar știu că atunci când vine vrea să facă bine. Și asta cred că este important pentru un sportiv când merge acolo. Știu că vrea să facă bine, știu că este alături de noi. Am auzit tot felul de zvonuri, lumea vorbește că de ce îl bagă pe ăla, că de ce... Nu, eu vreau să te întreb pur și simplu cum este la antrenament, în sală, pe teren, oriunde alege să jucați. În continuare nu înțeleg de ce românii joacă pe hard. Nu o să pot să înțeleg. Da, sunt multe lucruri care nici noi nu le înțelegem ca jucători și am mai deschis subiectul, dar tot așa au fost oameni care interpretează sau sunt interese. Mă rog, chiar nu intrăm în discuția asta, dar ca și antrenor, mie îmi place Andrei Pavel. Se dedică, vine pe teren, stă cu noi. Dacă avem nevoie de un antrenament, să mai dăm anumite lovituri, ne dă din coș. Vrea să facă o echipă bună, să fie atmosfera bună. Asta este părerea mea. Și o susțin și merg mai departe. Acum, cred că asta e cel mai important lui la Cupa Davis. În primul rând, atmosfera. Normal, normal. Voi să vă simțiți bine voi cu voi și voi cu el. Așa este. Pentru că fără asta e greu să faceți o echipă. Normal. N-au fost. Până acum nu pot să zic că au fost rezultate. Au fost meciuri pierdute, 5-0 cu Olanda. Da? Nu știu dacă este vina lui. Trebuie să fim și realiști. Asta este nivelul. Asta a fost echipa. Știu că toți băieții când vin la echipă vor să dea cei mai buni și să joace maximul, dar uneori nu iese și ăsta este sportul în final, nu?
am jucat cu Andrei Pavel, am reușit atunci în 2005 sau 2006 să ajungem în sferturile Cupei Davis, primele 8 echipe din lume, un rezultat senzațional, dar momentan, nu știu, este mai greu, poate este o tranziție, nu? Cum vorbeam la începutul emisiunii. Da, tranziție sau schimbare. Da. Cum va fi meciul cum simți meciul cu Ucraina? Primul rând jucăm pe ciment, probabil că o să aleagă o suprafață mai rapidă, mai ales că în Ucraina ei cam joacă pe astfel de suprafețe. Și depinde cine joacă. Dolgopolov, dacă joacă Dolgopolov, se schimbă lucrurile, nu este mai dificil. Dacă joacă, oricum îl au și pe Stakovski, care joacă bine pe rapid, Marchenko, nu știu cine ar mai fi acolo, că nu mi-aduc aminte acum, dar am jucat cu ei la București, pe zgură, i-am bătut, am fost peste ei, am dominat acea întâlnire și am câștigat, dar un meci greu. Spune-mi, te rog, te gândești pentru 2014 și la turnee pe care să le joci la dublu? Pentru că ești un jucător care are toate calitățile să joace dublu. Depinde cum îmi permite programul. Sunt turnee la care nu am acces în probele de dublu și atunci clar nu am cum să joc, dar mai sunt turnee de 250 unde mai pot să joc dublu și... Te ajută dublu pentru jocul de simplu? Teoretic te ajută și am avut, de multe ori am jucat și practic am luat dublu ca și un antrenament, să-mi exersez, știu, retururile, servici vole, să merg la fileu, dar în același timp sunt momente în care, ca și jucător de simplu, trebuie să alegi. Mergi la un turneu, ai trecut de primul tur la simplu. Urmează o zi pauză în care vrei să te odihnești puțin, mai ales dacă ai avut un meci greu. Și îți vine meciul de dublu. Îți vine meciul de dublu. Stai toată ziua la teren, trebuie să fii concentrat, depui alte forțe, se prelungește meciul și în final te gândești, domne, ia uite, dacă nu jucam meciul ăsta, poate era mai bine. În același timp, dacă pierzi în primul tur la simplu, zici, ia uite, mai aveam o șansă, mai câștigam, mai luam niște bani, mai salvam din cheltuieli sau ceva de genul ăsta și trebuie să găsești un echilibru, dar în continuare cred că rămân concentrat pe simplu și unde voi avea ocazia, voi juca dublu. Îți face plăcere să joci dublu? Da, îmi place. Am jucat de fiecare dată când a fost posibil. A fost, uneori este mai greu să... Cât se schimbă în plan tactic ceea ce faci la dublu? Adică total. Cât de mult începi să gândești altfel jocul de tenis când sunteți doi de aceeași parte a fileului? Total, nu pot să compar simplu cu dublu și sunt două jocuri diferite, zic eu, cu aceeași bază, adică până la urmă, adică avem o minge, o rachetă și un fileu, în rest totul e diferit. Da. Se schimbă, trebuie să te simți bine cu partenerul, trebuie să te cunoști puțin, să fie o chimie, să ai de apărat doar jumătate de teren, se joacă mai mult pe reflexe, la fileu, deci trebuie să fii mult mai agil. Văd că ai ultimul titlu ATP alături de Horia. Da. Abierto Mexicano. Am jucat cu Horia, da, am jucat. Cum te simți, doi jucători înalți cu servicii foarte bune. Da, eu zic că am jucat bine, de fiecare dată când am jucat cu el, am făcut finală, câștigat sau semifinală, ne-a mers bine și Horia este un jucător bun, a progresat mult și cred în același timp că ne și îmbinăm bine ca stil. El este un jucător mai pe forță, eu sunt puțin mai bun poate la jocul din spate, la mingile mai moi, mai de finețe și asta cred că ne-a ajutat și a fost frumos să câștig un titlu alături de el, un turneu de 500 de puncte, un turneu mare, am bătut echipe bune și... Cel de la Acapulco, nu? Da. Și ați făcut o finală 2 ani mai devreme la Stuttgart. Da. Da, la Mercedes Cup. La Mercedes Cup finală, da. Avem imagini de la turneul nostru. Ai vreo explicație? N-a mers cu tecău? N-a fost chimia? A fost... Ce s-a întâmplat? Da. I-am urmărit acum la Basel, când am jucat turneul și... Vorbim de cuplul Mârnii-Tecău? Mârnii-Tecău, da.
Chiar mă întrebam și eu, domne, ce s-a întâmplat? Că sunt doi jucători cu experiență, doi jucători înalți, puternici, Mirni cel puțin o experiență foarte mare și titluri multe. Profesioniști. Da. Și am fost să văd puțin, am fost să văd cum joacă, cum... Și trebuie să recunosc că am văzut niște lucruri interesante. Chimia asta de care vorbeam, mi se pare puțin că au cam aceeași personalitate și cam același stil de joc. Doi jucători pe forță și am văzut că în general merg foarte bine combinațiile astea de un jucător înalt, puternic. Deci ar trebui să fie și diferiți, da, nu la fel. Exact. Și un jucător mai micuț, mai agil, mai dinamic, mai rău, mai exploziv. Astea sunt combinațiile care cred eu că aduc succes în dublu. Și asta nu înseamnă că nu au avut rezultate. Totuși sunt locul 9 în lume. Sigur. Să putea mai bine, e clar. Să putea mai bine, că am văzut cu liniște, dar au fost alte rezultate. Dar... Da, e interesant. A încercat... Gândește, Radu, cum ar fi o echipă de basket cu toți, exact, la fel. Nu poți să ai toți de 2 metri și îți trebuie și unul micuț. Nu există echipă fără jucător mic. Bun. Și cam asta a fost concluzia. Chiar dacă selecția se face acolo. Da. Tu erai dintre cei înalți. Eu eram dintre aia mici. Da. Rău. La 1,90 eram mic. Da. Am basket. Și cum simți că ar putea să fie la anul pentru Horia cu olandezul? Eu zic că ar trebui să fie mult mai bine. Mult mai bine, nu? Mult mai bine. Îmi place olandezul, este... are o personalitate. Olandez puternic. Este? Marac? De cine vorbim? Nu, de... Roher. Ah, Jean-Julien Roher. Da. Da. Că știu că erau vorbe la un moment dat că ar putea face cuplu cu Oliver Marac. Da, s-ar fi adus în discuții și asta, dar joacă cu Roher. Îmi place de el, l-am văzut, m-am jucat împotriva lui la Cupa Davis, l-am simțit, da? Pe pielea mea, da, și îl știu, este un tip foarte comunicativ, foarte exploziv, foarte agil la fileu și cred că asta o să ajute această combinație, părerea mea. Da, până la urmă a fost acolo un centimetru ca să nu joace și Horia, da, cu Max la... Am vorbit și cu Mirni, puțin mi-a spus că îi pare într-un fel rău că simte că au fost acele turnee în care Horia s-a accidentat la început de an și nu au prins Indian Wells, Miami, Monte Carlo, l-au jucat pe fugă și practic au fost turnee unde dacă ar fi punctat maxim, dar măcar ar fi luat niște puncte, practic. Nu aveau șanse final, pentru Londra. Bine, Horia este la Londra, nu? Din postura de rezervă la dublu. Am auzit ceva, da. Am auzit că ar fi ca rezervă, da, dar nu... Spune-mi, te rog, pentru că ai spus că ai mers în calendarul ATP absolut la toate turneele de-a lungul carierei tale, care îți place cel mai mult? Ce turneu e preferat? Sunt turnee frumoase, turnee diferite țări, orașe, dar... Îmi place Monte Carlo, turneul de la Monte Carlo este un turneu foarte select și mai ales poziționarea bazei sportive este într-un cadru de vis. Roland Garrosul, iarăși amintiri frumoase, un turneu cu tradiție, un turneu cu istorie. Când intri în acele arene, simți practic istoria și mi-aduc aminte de începuturile mele când visam să joc la Roland Garros, să ajung la pe acele terenuri și rămâne în sufletul meu Roland Garros. Aud Big Ben, care ne mai aduce aminte că în curând o să intrăm pentru meciul Ferrer-Wawrinka. Vreau un pronostic în ceea ce privește câștigătorul de anul acesta? Al turneului. E greu de zis. Nadal e mort de dorință. Nu l-are... Este rivalitate mare. Nadal, Djokovic, foarte greu de spus din afară cine va câștiga, pentru că sunt... Totul se întâmplă acolo pe teren, decizii de moment. Nadal în grupa A, Djokovic în grupa B, ambii cu câte două victorii, da, pentru a le spune prietenilor noștri ce se întâmplă. Berdych, o înfrângere, o victorie.
Wawrinka o înfrângere, o victorie, David Ferrer, cum am spus, două înfrângeri. De partea cealaltă, Federer o înfrângere, o victorie, Del Potro o înfrângere, o victorie și Richard Gasquet cu două meciuri pierdute. Grupa A este mai încâlcit așa, la grupa B mâine se joacă care pe care, la ora 16 joacă Del Potro cu Federer pentru locul 2, Djokovic este lejer. Da. Aici în grupa A, Ferrer nu are nicio șansă. Da, asta, nu știu cum o să fie acest meci, că într-un fel este... Poate încurca pe Wawrinka. Poate încurca pe Wawrinka, da. Poate are două înfrângeri și face două înfrângeri și Wawrinka și deja ajungem la... Asta nu știu dacă Ferrer va juca la maxim sau... Da, sincer, acum îl cunoști pe Ferrer, îl simți că ar putea să lasă... Poate să nu joace la maxim, joace. David Ferrer? Nu cred. V-a văzut vreodată pe Nadal să nu joace la maxim? Nu. Am văzut vreo trei schimburi de mingi de când mă uit la Nadal. S-au întâmplat anul acesta pe la Wimbledon sau prin acea zonă. E prima dată și singura dată când am văzut pe Nadal parcă puțin resemnat. În rest... Da. Iar Ferrer poate pe Djokovic l-am mai văzut să nu joace la maximum, însă pe Nadal și pe Ferrer nu i-am văzut. Parcă și pe Federer l-am văzut. Pe Federer l-am văzut, e clar. Acolo da, la Federer problema e că maximul lui e... E prea sus. Nu? Când e maximum... Cum a fost cu Federer? Că... E o experiență. Ce anume, la ce te referi? Întâlnirile de-a lungul timpului. A jucat de 6 ori. Da. Cum vine mingea de la Federer? Vine foarte iute, mai ales când ce am simțit eu. Când am jucat pe zgură, mi s-a părut accesibil. Mai ai o șansă, mai greșește, mai joci pe rever, mai joci mai înalt și parcă nu are nici nebunia asta în Nadal de a câștiga orice punct, indiferent de scor. El e mai relaxat, mai dacă are un break în față, o lasă mai ușor, se menajează. Când joci pe ciment, pe suprafațe mai rapide, mi se pare mult mai periculos. Serviciu foarte iute, foarte bine plasat, dreapta, lovitura de dreapta care vine ca o... are o viteză fantastică și practic nici nu ai timp să reacționezi când a lovit-o. E doar din viteză sau și din faptul cum direcționează mingea? Eu zic că este din viteza brațului și efectul și este atât de relaxat, mâna este atât de relaxată încât poate să imprime un... Am văzut o statistică o la punctul de lovire al mingii, faptul că lovește mult mai devreme mingea, undeva în medie la vreo 70 de centimetri de sol, da. Urmează Djokovic la un metru și cel mai sus așteaptă mingea la Nadal să o lovească și probabil că și de aici este... Da, e surpriza asta că ea mai repede, de mai multe ori din urcare. Nu a pus să vezi foarte bine unde o direcționează. Da, este cine îți place cel mai mult? Hai să o luăm așa. Cei care joacă și cei care nu mai joacă. Cine ți-a plăcut în copilărie? Sampras. Sampras. Sampras a fost... Peste Agassi. Da, Sampras era idolul meu. Ca și, mi-a plăcut mult ca și... Sau poate m-am regăsit în caracterul lui foarte calm, foarte liniștit pe teren. Nu se exterioriza mult, își făcea treaba, câștiga... Era un numărul unu, un exemplu și mi-a plăcut mult. Și după, cei care joacă, încă joacă? După, îmi place mult de mine, cum joc. Foarte bine, foarte bine. Da, deci sunt cel mai mare fan al meu, mai ales acum în ultima perioadă. Și... Trebuie să mă vezi și pe mine. Da, sigur. Și Federer încântă, zic eu, încântă prin lejeritate, prin joc. Acum e normal, n-am mai avut aceeași formă. A spus ceva acum de Voales, a spus off the record, nu era în emisiune anul trecut. Și a spus, cred că și mamei lui Djokovic îi place Federer. Da. Senzațional mi s-a părut. Poate... O să se supere Horia pe mine cam... Mă gândesc că singurul căruia s-ar putea să nu-i placă ar putea să fie Tony Nadal. Da. Trebuie să-l întrebăm dacă îl întâlnește, întreabă dacă îi place de Federer. Îi place și lui, sigur îi place. Nu, știu, e un episod, am citit în presă, cu Nadal antrenându-se și Tony, în momentul în care a greșit Nadal o minge, a spus, ce vezi posterul ăla e cel mai bun din lume, era un poster cu Federer pe teren. Da. Nu mai greși, că trebuie să-l bați pe ăla, ăla e cel mai bun din lume, nu tu, deși Nadal la ora era numărul 1 mondial. Da. Nadal e liniștit, Federer să vedem ce va reuși cu Del Potro. Trebuie să repete performanța de la Paris. Da. Cred că Del Potro vrea să-și ia revanșa.
Pe noi ne anunță Ferrer și cu Wawrinka când ne așteaptă ca să... anunță că trebuie să faceți probe să reglăm sunetul la cabina de comentariu. Urmărim, așa că ne oprim aici. Mulțumim tare mult, Victor. Mulțumim și iubitorilor tenisului. În câteva minute ne reauzim pe Digi Sport 2 cu meciul Ferrer-Wawrinka. Cu Wawrinka, care păstrează o șansă de a câștiga titlul turneul campionilor. Bineînțeles că o să zică multă lume ce o să zică. Mi-aș dori acest lucru pentru că Djokovic a câștigat. Nadal n-a câștigat. Da. Nadal, Federer are 6, e lider. Așadar, ne reauzim în câteva minute. Mulțumim pentru atenție și o după amiază cât mai plăcută, evident, alături de programele Digi Sport. La revedere!